Clickbait-ul e uh, acea uh, metodă prin care faci ca un titlu să fie mai atractiv, să-i faci pe oameni să dea click folosind anumite cuvinte, anumite fraze care să fie să-i sperie, fie să-i facă curioși și așa mai departe, dar într-un mod exagerat Ia să vedem cât a fost clickbait-ul, doar dacă e făcut corect a ce mă refer când am spus de, clickbait corect? Mă refeream la clickbait pozitiv și clickbait negativ. Clickbait uh, pentru că De ce am pornit de discuția asta pe, pe live? Să vă explic și vouă. pentru că am fost, să zicem, acuzat în ghilimele că am gen de, de titluri clickbait. Și nu sunt chiar de acord. Genul ăsta de, de titluri cred că se cheamă click-worthy. Adică îi faci pe oameni să dea click Bună, bună, Eli825. Uite și de pe TikTok pe, și pe, pe YouTube. Bun. Um. Sunt uh, Asta cu, cu ClickWorks, din punctul meu de vedere, trebuie să o facem toți. Adică dacă vrei doar să pui un titlu sec și să faci trei vizionări, e ok și așa. Dacă vrei să-i faci pe oameni curioși, să-i faci pe oameni... Uh, sunt mai multe treburi pe care le le putem folosi astfel încât să facem oamenii să dea click. Și cele mai puternice din punctul meu de vedere sunt următoarele. Pomo, Fear of Missing Out, adică îi spui ceva omului în titlu ca să-i faci pe oameni să zică wow, abia aștept să văd, stai așa, nu cumva să fi scăpat ceva, eu am scăpat oare din, din vedere ceva care îi face pe alții să crească sau o treabă de genul ăsta. Iar mai e una foarte puternică și ea. Și nu știu cum se spune în engleză, dar îi spune în română dorința de a te contrazice. Și atunci faci, faci niște titluri cu subiecte care să-i să facă pe oameni să se polarizeze, să zic așa. Unii să zică, da, mai bine, alții să zică, nu, nu e bine, știi. Aveți grijă, singura chestie pe care vă spun la titluri este să nu mințiți în titluri sau în tamin, Da? Deci, genul, m-am întâlnit cu, nu știu, și de fapt, să nu vorbești deloc de moșcăciun și la final să treci pe lângă o, un balon cu moșcăciun să spui că aia a fost. Aia la e clickbait negativ. În rest, trebuie să fie, dacă ceea ce se întâmplă pe videoclip efectiv se, e legat de ceea ce apare pe titlu și în, în thumbnail, e super. Măresc afișările. Titlu, uh, titlu, thumbnail și subiect. Cele mai importante. Titlu, thumbnail și subiect. Ah, și mai e ceva acum care a introdus foarte uh, recent și care e foarte important pentru, pentru un youtuber primele 30 de secunde, pentru că ai văzut acum când dai cu mouse-ul pe un sau când ieși pe telefon, pornește automat autoplay-ul ăla. Și aia e extrem de important ceea ce faci în cele 30 de secunde.